Luca, capitolul 19, versetele 41 la 44. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri și te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi în mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Astăzi sărbătorim intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și începutul săptămânii patimilor. Săptămână în care s-au precipitat toate evenimentele care în final au condus spre răstignirea Domnului în ceea ce numim noi astăzi Vinerea Mare. Și a culminat glorios în învierea lui Hristos. Dar la intrarea în Ierusalim, sigur, pasajul, dacă ar fi să-l citim, începe de mai înainte, încă de pe la versetul 11, când avem mulțimea care erupe în osanale și bucurie la intrarea Domnului Iisus și îl proclamă împărat în felul acesta. Mulțimea ucenicilor în mod special. Însă când Iisus se apropie de cetate, se întâmplă ceva contrastant. Ceva foarte diferit. Când a văzut-o, a plâns pentru ea. Felul în care Domnul Iisus a venit în Ierusalim a fost ca un împărat al păcii. Faptul că a ales să vină călare pe mânzul unei măgărițe. Felul în care s-a purtat a fost plin de pace și totul trebuia să aducă pace. Era un mesaj al păcii. Iar lacrimile lui erau legate tocmai de respingerea acestui mesaj. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pace. Despre aceasta vreau să vorbesc astăzi. Despre pace. Pentru că mesajul Domnului Iisus Hristos, mesajul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei pentru noi astăzi este un mesaj de pace. Și lumea noastră duce mare lipsă de pace. Sufletele noastre, de multe ori, duc mare lipsă de pace. Am citit un articol dintr-un site, de pe un site de specialitate, care descria evoluția bolilor mentale din ultimii ani. Sigur, sunt niște statistici făcute în Statele Unite, nu știu dacă la noi se fac atât de actualizat aceste informații, dar studiul este relativ recent și spune că cam 20% din populația adultă suferă de o anumită formă de problemă mentală. Când vine vorba de tineri, de studenți, de exemplu, se înregistra o creștere cu 8% a celor care declară că nu au o stare bună de sănătate și o creștere cu 3,5% a celor ce au gânduri serioase de sinucidere între studenți. Ceea ce ajungea pe la 13%. Copiii și adolescenții care
au gânduri de sinucidere sau automutilare, numărul lor mai mult decât s-a dublat în ultima decadă, conform acestui studiu. Nu intru în detalii, dacă vreți vă pot da referința și citiți în detaliu. Cert este că societatea noastră merge într-o direcție greșită și nu numai în America, cred că și la noi, cel puțin din acest punct de vedere, lucrurile sunt destul de alarmante. În fond, la temelia problemelor de acest fel, este, așa, foarte simplu vorbind, o lipsă profundă de pace. Sunt suflete zbuciumate. O boală psihică se declanșează de obicei în urma unui consum enorm intern. Un suflet care nu-și mai găsește liniștea de multă vreme. La un moment dat ceva se rupe. Cedează. Augustin spunea: Doamne, ne-ai făcut pentru Tine și sufletele noastre nu pot avea pace decât în Tine. Iisus a rugat și a plâns pentru că Ierusalimul nu avea pace. Și nici azi nu prea are. Și n-a cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea. Pacea sufletească e așa de importantă încât oamenii care o caută fac mari sacrificii pentru a o dobândi. Sunt oameni care fac ritualuri dintre cele mai costisitoare și dintre cele mai obositoare pentru a dobândi măcar un pic de pace. Pentru că în lipsa ei nici bucurile nu-s bucurii. Dacă n-ai pace în suflet, nici mâncarea nu-ți pică. Bine, unii mănâncă mai mult decât trebuie atunci. Dar nu te poți bucura de nimic. Pacea este un ingredient de bază a oricărei fericiri. Ai nevoie în primul rând de pace. În primul rând să te liniștești. Pacea interioară este la baza și sănătății fizice și mentale. Lipsa ei influențează puternic sănătatea noastră. Relațiile noastre sunt o reflecție a prezenței sau lipsei păcii noastre interioare. Oamenii care sunt conflictuali nu sunt conflictuali pentru că sunt conflictuali. Ei au o neliniște profundă în interior. De aici vin lucrurile. Deci se strică sau se repară relațiile. Și resursele noastre pentru a depăși un conflict vin tot din pacea interioară. Și pacea aceasta interioară cred că este precursoarea păcii eterne care vine din Dumnezeu. Neliniștea sufletului, pe de altă parte, uneori poate fi un ecou al judecății lui Dumnezeu. Atunci când cugetul meu este tulburat, pentru că am făcut ce nu trebuie, este un ecou al judecății. Dumnezeu mă atenționează. Avem în Scriptură două contexte în care este descris Iisus plângând. Și avem foarte mult de învățat din aceste contexte. Și aici avem unul din ele. Interesant că, în primul rând, pe paginile Scripturii, nu-L vedem pe Iisus plângând, bocindu-se, atunci când El trecea prin suferință. Nu-L vedem plângând, bocindu-se atunci când a fost trădat și când cred că l-a durut mult. Când l-au părăsit ucenicii și cred că l-a durut. Nici când îndura crucea pentru noi, nu ni se spune și Iisus a izbucnit în hohote mari de plâns, de durere, cu toate că știu că l-a durut. Dar a plâns în două situații. A plâns la moartea lui Lazar. Și nu pentru că nu știa ce urmează să se întâmple, ci pentru că a simțit durerea altora și a plâns pentru Ierusalim, în fața judecății lui Dumnezeu, asupra altora, din milă, din dragoste pentru alții. Aici l-am văzut pe Iisus plângând. Și este un plâns total neegoist. Lacrimile lui nu erau lacrimi de frustrare, de mânie, de ură, erau lacrimi ale milei față de făptura care alesese să nu vadă
regret, tristețe datorită orbirii Israelului. Unii se întreabă astăzi dacă Dumnezeu există și dacă există, chiar îi pasă și dacă îi pasă, de ce nu face ceva în fața fără de lege și răutății oamenilor? Și cred că versetele acestea dau cel puțin o parte din răspuns la întrebarea aceasta. Ce face Dumnezeu în fața unei omeniri care se prăbușește în ea însăși? Cred că de multe ori Dumnezeu plânge. Nu plânge de neputință, pentru că Hristos și-a dat viața pentru noi, a făcut totul pentru noi. Dar când dai făpturii liber arbitru și libertatea să aleagă, îi dai libertatea să și greșească. Îi dai libertatea să-ți întoarcă spatele. De aceea Domnul Iisus totdeauna când a chemat a spus, dacă voiește cineva să vină după mine. N-a forțat pe nimeni, n-a dat pe nimeni afară, dar nici n-a forțat pe nimeni. E o mare responsabilitate pe fiecare dintre noi. Ce facem cu libertatea aceasta? Osea 11, 7 la 8 spune, poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Adme? Cum să te fac ca Teboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntru mi se mișcă de milă. Iată inima lui Dumnezeu. Același lucru îl văd la Iisus, apropiindu-se de Ierusalim. Ierusalim, Ierusalime. Pavel, vorbind despre starea de nepocăință, starea de împietrire a unora din Corint, spune așa, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, invidii, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia, spurcăciunile pe care le-au făcut. Dragilor, omul care întoarce spatele lui Dumnezeu este un motiv de plâns. Credinciosul care se joacă cu păcatul, omul care nu-i nici încolo, nici încoace, nu e nicio decizie pentru Dumnezeu, care respinge, se împietrește cu timpul, este un motiv de plâns. Noi plângem pentru multe lucruri, dar câteodată nu plângem pentru ceea ce ar trebui să plângem cu adevărat. Și de la Domnul Iisus putem să învățăm și despre lucrurile pentru care chiar ar trebui să plângem. Plângem dacă am avut o mare pierdere, plângem dacă am fost jigniți, plângem dacă am fost respinși. Dar astea sunt mult mai mărunte în comparație cu adevăratele motive. Și putem rămâne reci atunci când întoarcem spatele lui Dumnezeu. Ierusalimul avusese parte de har, ca și noi astăzi. Harul cercetării. Și ce îi reproșează în plânsul lui Domnul Iisus Ierusalimului este, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar astăzi, dacă ai fi cunoscut. Astăzi scoatem din buzunar mici computere și avem la vârful degetelor ce informații vrem noi și ce nu vrem tot avem. Putem afla aproape orice. Suntem asaltați de tot felul de știri, de documentare. Cunoștința, informația a explodat. Numai cine nu vrea, nu cunoaște. Și totuși, în ciuda faptului că suntem foarte documentați, sau putem fi foarte documentați,
Cu privire la multe lucruri, putem fi total ignoranți când vine vorba de viața eternă. Multe persoane suferă astăzi de lipsa păcii și lipsa păcii astăzi are multe denumiri moderne. Unele sunt mai vechi, îngrijorare, da? Anxietate, atac de panică, depresie, sentimente de singurătate. Viciile pe care le adoptăm deseori cresc tocmai pe pământul fertil a unui suflet lipsit de pace. Chiar dacă știm foarte multe informații, nu avem pace. Pentru că nu toate informațiile aduc pace, nu orice informații. Ba mai mult, zice Eclesiastul, mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia, dar am înțeles și aceasta este goană după vânt, căci unde e multă înțelepciune este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le știm? Ca se spune, dacă ai fi cunoscut, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut, ce ar trebui să cunosc ca să am pacea? Avem de cunoscut o persoană. Sigur, trebuie să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Și vreau să pun întrebarea aceasta, nu numai celor care poate veniți prima oară la biserică sau veniți mai rar la biserică, sunteți musafiri, dar și celor care veniți de mulți ani la biserică. Îl cunoști pe Hristos? Poți să cunoști bine Biserica Baptistă, dar pe Hristos îl cunoști? Ce faci pentru a-L cunoaște? Viața noastră se scurge și se scurge mult mai repede decât ne dăm noi seama. Copiii mei se mai roagă câteodată să treacă vremea. Dacă ar ști ce repede trece. Adunăm informații, lucruri care ne sunt de prea puțin folos și de foarte trecător folos, dar adevărata cunoaștere a vieții începe cu cunoașterea lui Hristos. Și vreau să te întreb lucrurile pe care le cunoști și le aduni. Cu ce te ajută în fața morții? Cu ce o să te ajute? Sau în fața judecății lui Dumnezeu sau chiar în fața unui diagnostic nemilos de care nimeni nu avem garanție că vom fi scutiți. Cu ce te ajută asta? Ce înseamnă să-L cunoști pe Hristos? Când am învățat la școală, am auzit de Blaise Pascal și cred că toți ați învățat despre el, dar n-am învățat că el a fost credincios, că a trăit o convertire. De altfel cum n-am învățat nici despre Newton, nici despre Einstein, că au avut convingeri puternice creștine. Vreau să relatez un document despre care o să spun mai multe detalii la sfârșit. O experiență, de fapt, este experiența convertirii, relatarea experienței convertirii lui Blaise Pascal. A avut loc, așa cum a scris-o el cu mâna lui, anul Harului 1654, luni 23 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Clement, martir și așa mai departe. A avut loc de la 9:30 până pe la 11:30 noaptea. Și citesc cuvintele lui. Foc. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Nu al filosofilor și al celor învățați. Certitudine, certitudine, simțământ, bucurie, pace. Dumnezeul lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu și Dumnezeul tău. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Uitarea lumii și orice afară de Dumnezeu.
el poate fi găsit doar în căile, pe căile învățate în Evanghelie. Grandoarea sufletului uman. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut. Bucurie, 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 lacrimi de bucurie. Eu m-am depărtat de el. Ei m-au uitat, fântâna apelor vii. Dumnezeul meu, mă vei părăsi oare? Să nu fiu despărțit de el pentru totdeauna. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe cel trimis de tine, Iisus Hristos, Iisus Hristos, Iisus Hristos. Eu l-am părăsit, am fugit de el, am renunțat, l-am crucificat. Să nu fiu niciodată despărțit de el. El este păstrat în siguranță doar pe căile arătate în Evanghelie. Renunțare totală și dulce. Supunere totală lui Iisus Hristos și conducătorului meu. O eternitate în bucurie. Să nu uit cuvintele tale. Amin. Astea au fost notițele lui. Un pic neclare, da? Sunt niște frânturi de idei. Când a murit, a fost găsită în jacheta lui această bucată de hârtie cusută pe interior. Și atunci s-a aflat despre acest moment. A păstrat-o toată viața lângă el. A fost momentul în care Blaise Pascal l-a cunoscut pe Dumnezeu. Fiecare experiență este diferită în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Dar concluzia este aceeași. Iisus Hristos este Mântuitorul, este Cel care îmi iartă păcatele. El este pacea mea și El este Domnul. Și ascult de El. Indiferent de unde te aduce Dumnezeu, prin ce te trece, convertirile sunt diferite, dar rezultatul final este același. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care este dăruit lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb astăzi, tu îl cunoști pe Dumnezeu? Îl cunoști pe Hristos? Tu unde îți cauți pace? Și ce fel de pace cauți? Încerci să fugi de tine însuți, să te afunzi în muncă, în distracție, în vicii, în călătorii, în mulțimea relațiilor superficiale? Poți să înconjori pământul și când ai să te întorci vei fi la fel. La fel de neliniștit. Pacea interioară nu vine din noi înșine. Este darul lui Dumnezeu și este efectul prezenței lui Dumnezeu în noi. Este efectul iertării lui. Este efectul cunoașterii lui. Nu rezidă din mine, nu rezidă din cât de bine știu să-mi stăpânesc și să-mi construiesc gândurile și să-mi manipulez propria mea gândire. Vine din cunoașterea lui. Sigur, presupune și o disciplinare a minții noastre, dar în primul rând, informația din unde o luăm este din cunoașterea lui, din întâlnirea cu el. Dacă ai fi cunoscut tu și dacă astăzi ești aici și te întrebi, eu chiar îl cunosc? Vreau să spui în inima ta rugăciunea aceasta și să-i spui, Doamne, ajută-mă să te cunosc. Și vreau să spun că la o rugăciune sinceră de felul ăsta Dumnezeu nu rămâne indiferent. Nu știu cum va veni răspunsul, instant, îndelungat, nu știu cum va fi. Dar ceri lui Dumnezeu și nu te opri până nu-L cunoști. Continuă să ceri, continuă să cauți. Deschide Biblia, deschide Scriptura, începe să citești, caută să afle, disciplinează-te, caută să cunoști. Isaia 53 ne-l descrie pe Iisus ca și pacea noastră. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nimic care să ne placă, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă.
Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți, dragule. De ce un credincios poate avea pace? Pacea care întrece orice pricepere. Este pentru că pedeapsa pentru păcatele mele a căzut peste El. Păcatele mele sunt o mare pricină de îngrijorare dacă n-ar fi Hristos. Și păcatele tale ar trebui să te îngrijoreze foarte tare dacă nu ți-ai pus nădejdea în Hristos. Dar pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Asta e Evanghelia. Iisus Hristos este pacea noastră. Coloseni, capitolul 1. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, adică în Iisus, să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pacea este în primul rând cu Dumnezeu și apoi unii cu ceilalți. Cum este pacea lui Dumnezeu? Pacea lui Dumnezeu se bazează pe cunoașterea lui Dumnezeu, pe lucrarea lui Hristos, cum a zis, întrece orice pricepere, se bazează pe caracterul și promisiunile lui Dumnezeu. Și este un efect al unei relații reale, vii cu Dumnezeu. Acum, când mă gândesc la pace, eu personal o văd în două feluri. Ele sunt legate, sunt o continuitate, dar văd două manifestări ale acestei păci. Da? În primul rând, pacea vis-a-vis de eternitatea mea și întâlnirea cu Dumnezeu. Să știu că în ochii lui Dumnezeu am fost făcut plăcut, am fost iertat și nu mai am de ce să mă îngrijorez. Și veșnicia nu este o amenințare pentru mine, nu este o frică, este o bucurie. Astăzi, așa din senin, parcă dintr-o dată m-a izbit așa o bucurie și am zis, mă, ce bine o să fii în ceruri. Că nu o să fie nicio durere, nicio presiune, nimic. De fapt, cred că cele mai frumoase visuri bune ale noastre sunt ecouri ale cerului. Sunt sclipiri ale cerului. Al doilea fel în care văd pacea lui Dumnezeu este vis-a-vis de aspectele cotidiene ale vieții. Ca opusă îngrijorării vis-a-vis de viața aceasta. În cazul primului aspect, mă refer, pacea se bazează pe jertfa lui Hristos. Când vine vorba de viața cotidiană, datorită jertfei lui Hristos, datorită poziției în care am fost puși, a promisiunilor lui Dumnezeu, relației cu Dumnezeu, încrederii că El ne ține în mâinile Lui și nu va îngădui ca nimic care nu-i aduce glorie, nimic să ne distrugă. Poate să îngădui suferințe, necazuri, dar ne va da putere în ele. Ne dă pacea Lui în ele. Am încredere și nu mă tem de ziua de mâine. Chiar dacă poate uneori se ridică și nori negre. Nu mă tem de furtunile vieții, pentru că sunt în mâna lui Dumnezeu, în corabia în care sunt este și Iisus. Și El a promis că va fi cu noi. Acum, ce spun, poate sună familiar unora și total străin altora. Eu nu știu să explic mai bine de atât. Dar dacă simți că nu înțelegi, roagă-L pe Dumnezeu să ți se descopere, să-L cunoști. Din cunoașterea Lui vine siguranța și pacea aceasta. Dacă ai fi cunoscut și tu, ce contrast, în timp ce ucenicii se bucurau exuberanți că îl găsiseră pe Mesia, unii se bucurau, alții erau de plâns. Datorită ignoranței, a orbirii, în ciuda abundenței de informație religioasă. Ierusalimul era plin de informație religioasă, de altfel, dacă vrei să te documentezi, acolo te duceai.
Vreau să mai ating doar un aspect după care o să închei. Valoarea oportunității. Oportunitatea este o conjunctură care nu atârnă de noi. Este o ocazie specială care se creează în jurul nostru și care are în ea un potențial mare de a aduce binecuvântare. Prin 2002 eram proaspăt căsătorit de vreo câteva luni și mai aveam niște bani rămași de la nuntă, care, pentru că eram la început de drum, nu știam ce e aia căsătorie încă, cu ce se mănâncă. E ceva periculos, trebuie să ai niște bani puși deoparte sau poți să mergi pe muchii de cuțit și țineam așa să vedem ce o face cu ei. Nu erau tare mulți bani, dar erau niște bani care pentru noi erau mulți. Un prieten de-al nostru a venit într-o zi și a zis, el o ducea mult mai bine ca noi, dar a zis, n-ați vrea să-mi împrumutați o parte din banii ăștia pentru perioada asta și vă-i dau la sfârșit înapoi. Sigur, nicio problemă, uite, și i-am dat banii. Și ne-a dat, nu asta e poanta, ne-a dat înapoi și încă ne-a dat și peste. Dar să vă spun ce a făcut el cu banii. I-a investit în niște terenuri, care în perioada aceea, într-un interval de un an de zile sau nu știu cât, au crescut de 70 de ori. Nu de 7 ori, de 70 de ori. Ăsta a devenit milionar. Da, a devenit milionar. N-a rămas milionar, dar atunci a devenit. Ok. Asta înseamnă oportunitate. Și asta ne-a dat un bobârnac. El ne-a dat înapoi și ne-a mai dat un pic peste acolo, o brumă, zice. Noi nu i-am cerut dobândă sau așa, dar a zis el, uitați, luați de la mine aici, că lui i-a prins bine pentru că i-a valorificat la momentul oportun. Foarte bine. Asta înseamnă oportunitate. Dar nu te întâlnești în fiecare an cu oportunitatea asta. Sunt oportunități financiare. Asta a fost o oportunitate imobiliară. Da? Sunt de genul ăsta, dar sunt oportunități spirituale care sunt mult mai prolifice. Că banii aia cum i-a făcut, așa se și toacă după aia. Sunt oportunități spirituale de care putem să nu fim deloc conștienți. Dragule, vii în seara aceasta aici să zici, e o altă întâlnire banală, obișnuită, e un pic de sărbătoare că intrăm în săptămâna patimilor, dar nu ne gândim și ar trebui să ne gândim că stăm în prezența lui Dumnezeu, în prezența cuvântului său, e ocazie să mă apropii de Dumnezeu, poate e ocazie să mă împac cu Dumnezeu, poate e ocazie să iau o decizie pentru viața mea. Este o ocazie. Dumnezeu a creat o conjunctură, să ai pace, să ai mintea întreagă, să ai sănătate, să poți veni aici, să mai ducă picioarele. Și poți astăzi să-L cauți pe Dumnezeu, poți astăzi să faci un pas mai aproape de Dumnezeu. Asta e o oportunitate. Ierusalimul avusese o oportunitate. De aceea Iisus a plâns, pentru că au pierdut oportunitatea. Și zice, măcar azi dacă ai fi cunoscut, dar acum... Zice, lucrurile acestea sunt ascunse de tine. În anul 70, Ierusalimul a fost distrus total. N-a existat Israel. Până în 1947, dacă nu greșesc, 48. A fost o ocazie. O ocazie din care sunt dator să învăț, sunt dator să vă spun și vouă să învățăm. Nu știi niciodată care e ultima ta ocazie. Nu știi niciodată când e ultima ocazie să mai slujești, când e ultima ocazie să mai spui cuiva Evanghelia, când e ultima ocazie să te împaci tu însuți cu Dumnezeu, să lepezi păcatul din viața ta, să iei o decizie fermă și să spui, nu mă mai interesează ce pierd, îl vreau pe Dumnezeu. Asta e ocazie. Când ai ocazia, nu trece, indiferent pe lângă ea. E, cum arată vremea cercetării tale? Zice, dacă ai fi cunoscut vremea cercetării tale,
Păi cum arată? Când Dumnezeu îți vorbește, auzi gândul ăla bun care îți vine, nu-l ignora, nu-l trece cu vederea. Mustrarea cugetului, nu înnăbuși repede cu un SMS, cu mai intru un pic pe WhatsApp și pe Facebook și am uitat repede. Dorul după Dumnezeu nu-l trece cu vederea. Când ai ocazia să te împaci cu Dumnezeu și să-ți îndrepți viața, ia-o în serios. Și ai posibilitatea să iau o decizie, ia-o. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi pe, cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. N-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Apoi, cuvântul Domnului spune în Cartea Evrei, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auzi glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Te invit, dragule, chiar astăzi să nu pleci de aici până nu iei o decizie fermă de a te preda în întregime lui Dumnezeu, crezând și ascultându-L. Te invit să nu pleci până nu te împaci cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și până nu găsești pacea Lui, pacea Lui Hristos. Cheamă-L chiar acum într-o rugăciune tăcută. Roagă-L să-ți ierte păcatele, să-ți schimbe viața ta. Nu te uita la celași. Tot celași astăzi vor fi gunoaie mâine. Vor fi gunoaie, vor fi balast. Dar dacă l-ai pe Hristos, El știe să aibă bine grijă de tine. Apostolul Pavel spune, și cu asta închei, noi dar suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru asta a venit Iisus ca Domn al păcii. Pentru asta a plâns Iisus. Și aș vrea în dreptul tău să nu mai plângă. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.